În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. 6 zile sunt cele în care se lucrează. În acestea să veniți să vă vindecați, nu în ziua sâmbetei. Iubiți credincioși, ne aflăm în fața unei duminici deosebite. O duminică în care Sfinții Părinți au rânduit a ne purta prin templul din Ierusalim. Și spune Sfântul Evanghelist Luca, în puține cuvinte, că într-una din sâmbete învăța Iisus în sinagogă și a văzut o femeie care de 18 ani avea un duh de neputință și era gârbovă, încât nu putea să-și ridice privirea din pământ. Pe aceasta, văzându-o, a spus: fiică, ești dezlegată de neputința ta. Și s-a atins de ea și îndată aceasta s-a ridicat și slăvea pe Dumnezeu. Mai marele sinagogii, văzând una ca aceasta, au luat cuvântul și a spus: 6 zile sunt cele în care trebuie să muncească omul. În acestea să veniți să vă vindecați, nu în ziua sâmbetei. Și atunci Mântuitorul a luat cuvântul și cu blândețe le-a spus un lucru tăios însă: fățarnicilor, au nu fiecare dintre voi în zi de sabat își dezleagă boul sau asinul de la iesle și îl duce să-l adape? Nu se cădea oare ca fiica aceasta lui Avraam, care iată de 18 ani era chinuită de un duh al neputinței, să fie dezlegată de neputința ei? Și spune Sfântul Evanghelist Luca, atunci s-au rușinat cei care gândeau altfel, iar poporul slăvea pe Dumnezeu care face lucruri ca acestea. Iubiți credincioși, v-am spus în fel și în chip despre duhul neputinței, despre această femeie care s-a vindecat în zi de sabat, despre cum să folosim noi ziua Domnului, dar astăzi vreau să vă vorbesc despre altceva, și anume despre puterea pe care Dumnezeu ne-a dat-o și este în noi și care poate să fie accesată chiar în momentele în care credem că nu mai avem nimic de făcut. Am să încep cu un exemplu ca să pot să vă introduc puțin în ceea ce vreau să vă spun. Se spune că odată un psiholog avea un pacient, să zicem așa, foarte cârcotaș, care zicea că pe aia nu poate să o facă, pe aia nu poate să o treagă, nu prea ducea lucrurile până la capăt. Și a vrut să-i demonstreze că poate să facă multe dintre cele pe care credea că nu le poate executa și a spus: vino acum în fața mea și fă niște exerciții, niște genoflexiuni. Dar nu te oprești până în momentul în care simți că nu mai poți cu adevărat. Nu e interesant cât a făcut, pentru că foarte mult contează de condiția fizică a fiecăruia. După ce a făcut cât a zis el că de aici încolo nu mai poate, l-a întrebat de două ori dacă într-adevăr mai poate și a zis că nu mai poate. Și a zis: acum ridică-te în picioare și mai fă încă trei. Și bineînțeles că a făcut încă trei. Puteți să faceți și noi asta acasă, exercițiul acesta. Asta ce înseamnă? Că omul este cel care se limitează pe el însuși. Faci un lucru până la un moment la care zici: de aici încolo nu mai pot. Ei, și dacă este nevoie, Dumnezeu ne arată că mai putem. Tocmai despre această rezervă ne spune Dumnezeu că este așezată în puterea omului, în puterea de regenerare, în puterea omului de a merge mai departe. Tocmai rezerva aceasta se numește ziua Domnului. 6 zile sunt cele în care lucrați voi în legea voastră, a 7-a este însă cea care ne demonstrează că se mai poate. Se spune că odată s-a făcut un alt experiment, s-au luat
câțiva voluntari și li s-a dat să flecteze un cauciuc de ăsta. Au făcut ei tot felul de mișcări până când au zis nu mai putem. După care le-a dat să citească ceva, dar să-și continue mișcarea și au mai putut să mai facă încă jumătate. După care le-au pus niște muzică, mișcarea a continuat până când au zis gata, până aici, nu mai putem. În momentul acela au venit cu un curent de voltaj scăzut și a atins mușchiul și mâna a început să lucreze. Ce înseamnă? Că nu mușchiul era cel care obosise, ci mintea, creierul care îi dădea semnalul și spunea gata, până aici. Aceștia suntem noi, cei care spunem că dacă am lucrat 6 zile, păi ce să mai fac în a 7? Ei, uite, în această zi, să ne aducem aminte că Mântuitorul a vindecat pe femeia gârbovită într-un context, în context în care vorbea despre împărăția cerurilor și puțin mai înainte, cu vreo 3-4 versete, spunea împărăția cerurilor, ce să vă mai spun că este? Era un om care avea o vie și în vie a plantat un smochin. Și smochinul acela n-a rodit niciodată și după 5-6 ani și-a chemat slujitorii și a spus mergeți și tăiați smochinul acela acum. Și un slujitor care avea mai mult curaj sau mai multă trecere în fața lui a spus, stăpâne, lasă-mă ca anul acesta să mă ocup de el, să îi așez îngrășământ, să-i retez ramurile nerăditoare și dacă la anul nu va rodi, atunci am să-l tai. Asta înseamnă, fraților, rezerva pe care o avem cu toții. Puteți să spuneți, bine, dar în 5-6 ani nu putea ăsta să îngrașe terenul, nu putea să îl tundă, nu putea, nu venise vremea, nu venise, cum zice românul, nu ajunsese cuțitul la os. O bătrână prinsă într-un incendiu, atunci când a văzut că vin pompierii, s-a dus, în loc să iasă, s-a dus înăuntru, în casă. Pompierii s-au dus după ea, n-au găsit-o. După câteva minute a ieșit însă cu o ladă pe care a așezat-o la vreo 10 metri de foc. Și ea s-a dus mai încolo. După ce s-a stins focul, a venit un pompier să ia lada, să o ducă înapoi eventual. Dar n-a putut să o ridice. Am mai chemat vreo 2-3 și nici ei n-au putut să o ridice, după care au pus lada pe cântar și avea câteva zeci bune, sute, cam 150 de kilograme, spune că avea. Nu cred că mamaia respectivă avea mai mult de 45 udă. Ce înseamnă asta? Există niște rezerve în noi pe care numai dacă avem neapărată nevoie, atunci le folosim. Există o rezervă în toată săptămâna care se numește Ziua Domnului. Contează foarte mult cum o folosim, contează foarte mult să avem în minte dezlegarea asupra faptului că nu mai putem să mai facem. Avem 8 ore de muncă. Atunci când zicem gata, până aici, să știți că această limită ne aparține nouă, nu aparține nimănui. Dar limita trebuie să fie, nu să rămânem în continuare tot la locul acela de muncă. Limita să ne mutăm din necârtirea față de sistem, din necârtirea față de cel care ne ține peste program și să-i spunem, de acum înainte, nu că nu mai am putere să stau, dar am curaj să spun că mă așteaptă alte 8 ore pe care vreau să le parcurg în familie. Asta înseamnă a dezlega de neputință. Să nu credeți acum neapărat neputința că trebuie să se vadă într-un anumit fel, să mergem cocoșați sau să nu ne putem ridica. Nu.
Neputința noastră este slăbănogul din noi. Ce să facem cu el? Păi să-l aducem duminica un ceas, două pe la biserică, să încărcăm bateriile. Asta ne învață Mântuitorul în ceea ce ne-a prezentat astăzi ca vindecare. Nu putea Mântuitorul să o vindece în celelalte 6 zile. Hai să fim serioși. Putea să o vindece nici măcar în templu, putea să o vindece lângă templu și totuși ne-a arătat locul în care vine vindecarea. Ne-a arătat exact cum trebuie să facem cu neputința noastră. Neputința noastră nu trebuie să fie ascunsă. Ați auzit exprimarea populară despre cineva când îl vezi că este bolnăvior, zici, te-ai arătat la doctor. Asta înseamnă că neputința nu trebuie să fie ascunsă, nu trebuie să fie ținută, așa cum și neputința femeii cu scurgere de sânge de 12 ani n-a fost ținută în taină, deși biata femeie credea că este în taină și s-a atins de poala hainei Mântuitorului. Dar Mântuitorul a întrebat, cine s-a atins de mine? De ce? Tocmai ca să se dea pe față ceea ce se întâmplase. De asta, Mântuitorul ne învață că trebuie să ne clamăm neputința, să ne arătăm celui care poate să ne arate cum putem noi înșine să ne vindecăm. Așa cum cel care a spus, bun, nu mai poți să mai faci, nu, mai fă 3. Și nu mai facem. Ai muncit toată săptămâna, ei, mai trezește-ți și azi dimineața, și în dimineața aceasta. Tocmai această dezlegare de limite este esența mesajului duminicii de astăzi. Să nu mai credem că nu putem face anumite lucruri. Să nu mai credem că până la o anumită limită ține de noi și celălalt lucru nu mai ține de noi. Ține numai și numai de noi. Și o să spune, bine, părinte Mata, vorbești foarte simplu că nu prea ai șefi. Știm cu ce bașile vii la biserică. Lasă-ne. Ei, nu e chiar așa. Aș vrea să mă cunoașteți în toate amănuntele. Atunci când nu mai pot, dar abia atunci încep să pot. M-a întrebat cineva zilele trecute, părinte, dar pentru Mata nu faci nimic? Zic, ce vrei să spui? Păi așa, să te liniștești, să... Zic, dar eu tot ceea ce fac, fac pentru mine. Pentru că ăsta sunt eu. Nu mă imaginez stând acasă liniștit că e ziua Domnului și eu nu mai am ce face. În momentul în care gândești așa, că tot ceea ce faci pentru alții, de fapt faci în primul rând pentru tine, faci de altminteri exact pentru ceea ce pregătești să faci pentru ceilalți. Pentru că nu poți să faci fără antrenament. N-aș putea, de exemplu, să chem pe cineva dis de dimineață dacă eu n-aș putea să fac lucrul acesta. Dar acum să nu credeți că o fac foarte firesc. Sau vedeți, Doamne, eu am insomnii și nu mă pot odihni și vin aici. N-am ce face și vin aici. Nu e așa. Eu chiar sunt un somnoros, să știți. Când dorm, dorm. Dar și cum mă trezesc, mă mai uit în niște mesaje, mai încurajez pe cineva. Nu mă uit câte ceasul, nu mă interesează lucrul ăsta. Probabil că foarte mult contează pentru cel care a primit mesajul de la mine să vadă la ora 2, la ora 3, a primit un mesaj de la părintele, bă, ăsta nu dă nebun, l-a trimis acum. Să nu fiu rămas stocat pe nu știu unde și l-am primit eu acum. Asta înseamnă să înțelegi că neputința limitării este una de care trebuie să scăpăm. Și revenind la situație, o să spuneți că societatea ne obligă într-un fel sau într-altul. De ce considerăm că ne obligă? Nimeni nu poate să ne facă rău dacă nu-i dăm noi voie. Curajosul este curajos atâta vreme cât lașul i-o permite. Țineți minte lucrurile acestea. Pentru că în momentul în care aveți conștiința împăcată că v-ați făcut datoria, aveți conștiința curată că tot ceea ce ați făcut, ați făcut în limitele unui program deosebit, atunci puteți să spuneți oricărui șef din lume, până aici, și ați plecat.
acum să vă mai vând și un pont. Știți cât de greu vă poate da afară? Pentru că legislația nu e așa de permisivă. Dar vă poate face să plecați singur dacă nu sunteți atenți. Vă poate face zile fripte, dar asta înseamnă că trebuie să ne asumăm să mergem până la capăt. De aceea, fraților, trebuie să avem grijă că singura limită a omului este propria lui minte. Dacă vom considera că nu suntem limitați, chiar nu suntem limitați. Omul este făcut ca să guste infinitul. Nu este făcut așa de la o zi la alta. Nu vedeți că după cele 6 zile ale săptămânii urmează infinitul zilei Domnului. Și dacă înțelegem așa, cu siguranță că așa va fi. Dacă de acum înainte vom considera că săptămâna care a trecut este trecutul nostru și viitorul nu are sfârșit, așa va fi. Dar ce facem noi? Jumătatea de zi care ne mai rămâne când ajungem acasă după slujbă, începem să stăm posomorâți, mâine-i luni, începe o altă săptămână, iar 5 zile de târâșuri, fă-o paia, fă-o pailaltă. De ce să ne stricăm cu planul ultima parte a zilei? De ce să nu fim fericiți că încă mai este duminică? Știți că în ultima duminică de vacanță a copiilor, eu la ora 12 le spun vacanță plăcută. De ce? Mai sunt câteva ore de vacanță. Trebuie să punem accent pe vacanță, nu pe ziua de luni. Ziua de luni e cu ale ei. O vom trece și pe aceea. Nu trebuie să limităm bucuria noastră. Nu trebuie să limităm absolut nimic. De aceea, iubiți credincioși, mă bucur tare mult că ne-am transportat împreună în templul în care Mântuitorul ne învață cum trebuie să ne dezlegăm de limitarea pe care singuri ne așezăm. Să ne ajute Bunul Dumnezeu ca această limită să nu mai existe, să nu mai vedem noi, să nu mai fie pentru noi, pentru că, într-adevăr, dacă noi o dăm la o parte, vom putea să mai facem tot ceea ce este bine și frumos. Să ne ajute Dumnezeu ca în partea cealaltă a zilei să punem accent că este ziua Domnului, nu că e mâine luni. Așa să ne ajute Dumnezeu.